Am parcat în fața cabanei vechi la marginea lacului. Nu era chiar ce-mi imaginam când am rezervat-o. În poze părea idilică. Un loc perfect pentru un weekend romantic, departe de lume, dar eu și Sabina. Dar aici, în fața ei, sub cerul care începea să se întunece și o tăcere strane care plutea deasupra apei, locul avea o atmosferă apăsătoare. Sabina era încântată totuși văzut văzusem prea rar atât de relaxat, iar entuziasmul ei mă făcea să mă simt vinovat că nu împărtășeam același sentiment. Poate eram doar obosit de la drum, dar simțeam ceva în aer, ceva greșit. Poate din cauza pădurii care ne înconjura, poate părea densă, prea întunecată. Am încercat să ignor asta, îmi repetam în minte că asta era ceea ce te-ne trebuia amândorora: liniște, un foc în șemineu și să uităm de lume pentru câteva zile. Prima noapte a fost liniștită. Am stat pe verandă cu un pahar de vin în mână, ascultând foșnetul pădurii. Luna se reflecta în apa lacului ca o oglindă spartă, dar în jurul nostru totul părea încremenit. Nici măcar broaștele nu cântau. Am făcut glume despre asta, dar pe măsură ce noaptea înainta, tăcerea devenea tot mai asurzitoare. La un moment dat Sabina s-a ridicat brusc. M-am uitat la ea și am văzut că privirea era fixată pe ceva din pădure. Ochii s-au micșorat de parcă încerca să distingă ceva în umbră. Am privit și eu în aceeași direcție, dar nu am văzut nimic. O clipă mai târziu s-a așezat din nou, râzând scurt. Cred că ne urmăresc lupii, a spus ea, în glumă. Dar era ceva în vocea ei care m-a făcut să mă făstăcesc. În adâncul meu simțeam că nu era o glumă. A doua zi am ieșit la o plimbare în pădure. Îmi doream să scap de senzația aia neplăcută, iar lumina dimineții părea să alunge umbrele nopții. Dar cu cât ne afundam mai mult în pădure, cu atât simțeam că ceva ne urmărește. De fiecare dată când mă opream, sunetele pădurii se stingeau brusc, ca și cum întreaga lume se oprea odată cu noi. Sabina părea să simtă și ea asta, dar nu spune nimic. Zâmbetul ei era forțat acum pe față. Am ajuns la un luminiș, iar acolo am văzut pentru prima oară urmele. Am încercat să glumesc, spunând că probabil sunt de la un cerb, dar urmele erau ciudate. Aveau o formă humanoidă, dar erau mult prea mari și prea adânci. Am privit în jur, iar liniștea pădurii era acum amenințătoare. Sabina m-a prins de mână și mi-a spus că ar trebui să ne întoarcem. Noaptea aceea a fost mai rea. În mijlocul întunericului am auzit zgomote afară. Nu zgomote normale, nu un animal care cotrobă în tufișuri. Era un sunet sacadat ca și cum ceva greu mergea pe două picioare, apropiindu-se în cea de cabană. Sabina se trezise și ea, privirile ni s-au întâlnit în întuneric și am știut că amândoi auzeam același lucru, Mă te duce? Mi-a șoptit ea cum m-a ridicat din pat, dar curiozitatea mă împingea. Am deschis ușa încet, fără să aprind vreo lumină și am ieșit pe verandă. Aerul era rece și greu și pentru o clipă am crezut că totul fusese doar în imaginația noastră. Apoi l-am văzut. La marginea pădurii, o siluetă înaltă, întunecată, stătea nemișcată. Mă uitam fix la ea, dar părea că se dizolvă în umbre, ca și cum nu era complet din lumea noastră. Am simțit un fior rece care mi-a trecut prin tot corpul. Nu aveam nicio idee ce era, dar știam un lucru. Nu era un animal, nu era un om, era altceva. Am închis ușa repede și m-am întors în pat, tremurând. Sabina nu a spus nimic. Să te mișcată cu ochii deschiși privind tavanul. Nu am dormit deloc în noaptea aceea. Fiecare scârțuit al cabanei, fiecare adiere a vântului mă făcea să tresar. Știam că nu suntem singuri. Dimineața Sabina era pare de ștăcută. Am decis să plecăm. Am simțit o ușurare ciudată în momentul în care am pornit motorul mașinii. Runul din în pădure însă era lung, iar pădurea părea să se strângă în jurul nostru, ca o capcană care se închide încet. La un moment dat, Sabina a început să șoptească ceva. Am încetinit mașina și am ascultat-o. Spunea numele meu, repetându-l încet, aproape ca o rugăciune. Apoi a început să tremure și am văzut că ochii erau dilatați complet negri, ca și cum ar fi posedați de ceva. Am tras pe dreapta și am încercat să o liniștesc, dar în acel moment am auzit din nou zgomotul. Un pas, apoi altul, mai aproape. Am privit în oglindă, dar nu am văzut nimic. Sabina a început să țipe, un țipăt gutural care nu părea să vină de la ea. În acel moment mi-am dat seama că nu mai era Sabina, nu mai era persoana pe care o știam. Am deschis portiera și am alergat. Am fugit fără să mă uit înapoi cu țipetele ei răsunând în urechi. Am auzit pași grei în spatele meu, dar nu m-am întors. Când am ajuns la drumul principal, am găsit un șofer care m-a luat cu el. Nu am mai văzut niciodată pe Sabina. Poliția nu a găsit nimic. Nici o urmă, nici o dovadă că am fost rudată acolo. Dar știu un lucru, acel loc nu era normal. Ceva acolo în pădurea aia nu era de pe lumea asta și mă tem că a luat pe Sabina. Și încă mă caută. Întunericul se așternea peste pădurea densă, iar aerul era rece, aproape sufocant. Mă aflam în locul ăsta de ore bune, încă sperând că voi găsi un indiciu despre ce s-a întâmplat cu oamenii dispăruți. Cinci victime în ultimele două luni. Toți plecaseră pe poteca marcată, iar niciunul nu se mai întorsese. Rămăseseră în doar povești înfricoșătoare spuse de localni și cu un ecou de teamă care putea prin satul din apropiere. Mi-am luat arma din porbagaj și am pornit mai adânc în pădure. Aveam experiență în cazuri de dispariție, dar nimic nu se compara cu senzația asta de primește care mă apăsa. Ca și cum pădurea știa că sunt acolo. Fiecare foșnet al frunzelor, fiecare creangă care se rupea părea să-mi șoptească că ar trebui să plec. Dar nu puteam, avem de făcut o treabă. Pe măsură ce mă adânceam în pădure, aerul devenea tot mai rece, de parcă o mână invizibilă îmi înconjura gâtul și mă strângea încet. Mi-am verificat telefonul, fără semnal, desigur. Asta mă liniștea, oarecum, era normal să pierd semnalul în păduri izolate, așa că am continuat să merg, căutând semne. Un articol de îmbrăcăminte, un telefon, nu știu, ceva. După o oră am găsit ceva. O haină agățată pe o ramură joasă. Era zrențuită și murdară de pământ. M-am apropiat și am tras-o de crenci. Era o și grea, ca și cum să duse acolo zile întregi. Dar cel mai stranul era mirosul. Mirosul de putrefacție era subtil, dar înțepător. Am simțit cum stomacul mi se întoarce pe dos. Brusc, un sunet a spart din jurul meu, un zgomot care semăna cu un murit, dar prelung, ca un ecou întunecat care venea din adâncurile pădurii. M-am oprit și am ascultat, simțind cum fiecare mâști din corpul meu mi se încordează. Zgomotul s-a repetat, de data asta mai aproape. M-am întors rapid, dar nu am văzut nimic. Era motiv rațional, nu credeam în povești de groază, dar acolo, în mijlocul pădurii, am simțit cum mintea începea să-mi joace feste. Mă simțeam urmărit, am început să merg mai repede, încercând să-mi limpezesc gândurile, dar cu fiecare pas simțeam că ceva mă urmărea. Era ceva ce nu puteam vedea, dar simțim prezența aceea ca o umbră ce însufla în ceafă. Scămotul a revenit, era și mai aproape acum, dar era mai mult decât umărit. Era un amestec de foșnet, pași grei și o respirație sacadată, de parcă creatura cu pe unii scurți ar fi alergat în spatele meu. Nu știu de ce nu am fugit atunci, poate că nu aveam unde să fug. Pădurea se ca să complet iar drumul, înapoi dispăruse din mintea mea. M-a prins lanterna și-am scanat zona. Luminile dansau peste copaci, umbrele se jucau haotic, dar niciun semn clar de ceva. Uman. Doar ochii mei căutând nebunește în beznă. Am auzit pași, clar de data asta, veneau din spatele meu. M-am întors brusc cu inima bătând nebunește în piept și-am înghețat. L-am văzut. O siluetă înaltă, zveltă, cu pielea palidă, aproape translucidă, stătea nemișcată între copaci. O ochii erau două găuri negre, goale, iar din gură i-a târnau bucăți de carne putrezită. Respirea s-a cadat, iar în jurul ei se simțeau mirosul acela familiar de moarte. Wendigo. Nu avea cum să fie altceva. Auzisem poveștile, dar niciodată nu le-am crezut. În fața mea însă stătea realitatea ororilor de care râsesem. Am ridicat arma și am tras un foc creatura nu a făcut nici măcar o mișcare Lontul trecuse pe lângă ea sau poate prin ea nu sunt sigur am tras din nou, dar picioarele mi erau încreștate de o teroare în loc să o rănesc, creatura s-a mișcat lent aproape teatral, abasând spre mine pe două picioare deformate am simțit o panică primitivă am început să fug fără să mai țin cont de direcție doar simțind că fiecare pasă meu era compania de pași grei monstrului Respirația mea devenise sacadată, iar zgomotele în urechi îmi erau îngropate sub sunetele stranii pe care creatura le scotea în spatele meu. Ca o imitație grotească a unei voci umane, dar ruptă în bucăți. Am fugit în beznă, fără să mă uit înapoi. Mă împiedicam de rădăcini, de pietre, dar nu mă opream. Știam că, dacă mă opresc, nu voi mai pleca din locul acela. În mintea mea nu mai exista altceva decât fuga și acel sunet inuman din spatele meu, tot mai aproape, tot mai rău. După veșnicie am văzut lumină, o licărire slabă, un indicator vag al civilizației. Am forțat picioarele să alege mai repede. Deși nu mai simțeam decât durere, am ajuns la marginea pădurii și am dat peste o mică cabană de pădurari, iar în fața ei era o mașină parcată. Am ajuns la ușă bătând disperat, până când un bărbat în vârstă mi-a deschis, privindu-mă confuz și speriat. Ce-ai văzut?" m-a întrebat. Vocea lui tremurând, dar ochiul lui păreau să știe răspunsul deja. Nu am putut răspunde, nu atunci. Am intrat, simțind că în sfârșit sunt în siguranță, dar știam că pădurea nu mă va uita, Windigo-ul era real și m-am întors acasă cu viața mea, dar ceva din mine rămăsese acolo, în pădure, ceva ce nu voi putea niciodată să recuperez. Am ajuns la marginea pădurii cu echipamentul în spate și un sentiment vag de neliniște care m-a apăsat pe omeri. Era o zi mohorâtă. Norgrei se strângeau deasupra mea, iar lumina abia trecea printre crengile copacilor. Ne am aranjat camera și am verificat microfonul. Am decis să fac un videoclip pentru canalul meu de YouTube în care investigam povești despre pădurile bântuite. Numele locului ăsta apărea din ce în ce mai des pe forumurile de groază și, dacă aș fi reușit să surprind ceva, ceva real, clipul ăsta m-ar fi catapultat în top. Trebuia să fac ceva diferit, ceva care să sperie până și pe cei mai cinici dintre spectatori. Mi-am exact cum suna descrierea pe care o găsisem, o pădure veche, blestemată, unde oamenii dispăreau. Aparent, aici mântuia o creatură mitică, un fel de monstru din legendele nativilor americani, Wendigo. Nu credeam în prostiile astea, desigur, dar asta nu conta, oamenii vreau să fie speriați, iar eu eram aici să le ofer acel spectacol. Am început să filmez, o scurtă introducere în fața camerei, povestind istoria locului, referindu-mă la cele câteva dispareții și evenimentele stranii care s-ar fi întâmplat aici. Am glumit despre cum, dacă voi dispărea și eu, măcar vor găsi filmările pe care să le monetizeze. Am vrut singur, dar râsul mi s-a părut gol, stricându-se în liniștea grea a pădurii. Pe măsură ce mă afundam în pădure, copacii deveneau tot mai densi, iar zgomotele din jurul meu tot mai rare. Mă așteptam să aud păsări sau vântul care bătea printre crengi, dar nu era nimic. Doar tăcere și asta începea să mă deranjeze. Camera mea, deși rezistentă, părea ciudat de grea pe umăr. De fiecare dată când în filmarea să verific setările, mâinile îmi tremurau, dar nu de frig. După aproape o oră de mers, am ajuns la un luminiș despre care citisem în poveștile de pe internet. Se spunea că aici fuseseră văzute cele mai ciudate lucruri, umbre care se mișcau în copaci, sunete de pași în apropierea focurilor de tabără. Dar fără urme lăsate în pământ, am început să filmez din nou, vorbind despre locul în care mă aflam, dar brusc am simțit ceva. O mișcare rapidă, undeva în spatele meu. Am întors camera, dar nu am văzut nimic. Am făcut zoom printre copaci, încercând să o surprind o mișcare de orice. Dacă e cineva acolo, ai apărut pe camera mea, am spus încercând să maschez tremurul din voce. Nimic. Am continuat să filmeze și îmi spunea că poate ar trebui să mă întorc. Nu știu de ce, dar un instinct primitiv îmi urla că nu era în regulă să fiu aici. Pe măsură ce ziua se scurgea, lumina devenea din ce în ce mai slabă. Am dat drumul camerei pe un trepied și am făcut o pauză. În timp ce stăteam și ascultam tăcerea, am auzit din nou zgomotul. De data asta era mai clar. Un pas, un altul, lungi și grei venind din spatele meu, din adâncul pădurii. Am înghețat și am simțit cum mi se ridică părul pe ceafă. M-am întors încet și am privit prin vizorul camerei. Imaginea era tremurată. Nu înțelegeam de ce până când am realizat că mâinile îmi atât de tare încât abia puteam ține camera stabilă. Am inspirat adânc și am încercat să mă calmez. Eram un profesionist. Am mai trecut prin locul creepy, dar zgomotele se apăpeau acum. Nu mai era nicio îndoială. Cineva sau ceva se mișca în jurul meu. Am ridicat lanterna și am făcut câțiva pași în direcția sunetului, dar nu am văzut nimic. M-am întors la camera de filmat, când am simțit din nou acea prezență de data asta era mult mai aproape. O umbră lumbră care s-a mișcat prin colțul ochiului meu și am sărit, aproape scăpând camera. cine e acolo?" Am strigat, dar ecoul mi-a răspuns înapoi. Am simțit o panică primitivă. Pădurea devenise un labirint de care nu mai puteam scăpa. Am apucat camera și am început să merg repede, poate prea repede, înapoi pe drumul pe care venisem. Dar drumul dispăruse, sau poate eu îmi pierdusem în complet orientarea. Oricum, nu mai conta. Sunetele deveniseră tot mai clare, pași grei care păreau să nu fie umani. Și respirația aceea, sunetul acela s-a cadat și profund, ca și cum o creatură m-ar fi urmărit. Am fugit, fără să mă gândesc, fără să mă mai opresc. Picioarele mi se loveau de rădăcini și pietre, dar nu conta. În mintea mea ceva îmi spunea că trebuie să plec, să ies din locul acela cât mai repede, dar zgomotele continuau mai aproape și mai rapide. La un moment dat am căzut. Camera mi-a din mână și m-a rostogolit câțiva metri în fața mea. m am ridicat și l-am văzut. Pe el. Pe Wendigo. Era acolo, printre copaci. În alt copiere palidă de parcă era lipsită de viață. Ochii lui erau două găuri negre care nu reflectau nicio lumină. Iar gura era deschisă, deformându-se într-un rânjet grotesc, din care se vedeau colți murdari și ascuțiți. Am rămas blocat, incapabil să mă mișc. Respirația lui, acel sunet infernal, părea să-mi umple urechile, Într-o fracțiune de secundă m-am smuls din teroare și am fugit din nou. De data asta, fără să mă uit înapoi, am ajuns la marginea pădurii, fără să-mi dau seama cum. Am găsit drumul principal și am oprit o mașină care trecea. Șoferul m-a privit ca pe un nebun, dar m-a dus în oraș. Tot echipamentul meu era pierdut acolo. Când m-am întors acasă, am realizat că filmările dispăruseră din cameră, dar ceva mi-a rămas, ceva ce nu putea fi capturat într-o înregistrare groaza pură pe care am simțit-o și amintirea că în pădurea aceea nu eram singur și nu voi mai fi niciodată.